Formația antrenată de Cristi Popovici și-a găsit cu greu ritmul pe terenul denivelat de la Snagov. Druga a semnat singura ocazie clară pe care au avut-o Sucevenii în prima repriză. La poarta opusă, gazdele și-au încercat șansa la șuturile trimise de Pădurețu și grecul Scraparas, dar Niga s-a opus golului de fiecare dată. În repriza secundă, ocaziile sucevenilor s-au înmulțit, iar deschiderea scorului a venit în minutul 66. Marius Matei a trimis un șut din afara careului, mingea l-a surprins ieșit pe portarul Samoilă și a intrat sub bara transversală. Foresta își putea dubla avantajul de pe tabelă în minutul 75, dar nou intratul Vlad Bujor a ratat de puțin ținta. Gruparea suceveană și-a securizat victoria în minutul 81 al jocului, când Alin Mutu a finalizat cu capul o centrare venită de pe banda dreaptă. Metalul a redus din diferență în minutul 86. Pădurețu a executat un corner, iar Buduroi a reușit să-l învingă pe Niga cu un șut la colțul lung. În următoarea etapă de campionat, Foresta va primi duminică pe stadionul Areni vizita formației CS Mioveni.